Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și bine ați revenit! Suntem în plină campanie electorală, am venit la dumneavoastră să discutăm puțin despre organizarea alegerilor pentru această toamnă. Deci, momentan ne aflăm în campania prezidențială și suntem, de fapt, în plină campanie pentru alegerea președintelui României. În principiu, conform legislației în vigoare, avem, din punct de vedere administrativ, pregătite toate demersurile și toate materialele necesare până la această dată. Putem să spunem că, la nivel de comunitate, avem 6 secții de votare. Una în Triteni de Jos, în Triteni de Sus, în Pădureni, în Triteni Colonie, în Triteni Hotar și în satul Clapa. Deci, în aceste 6 secții de votare, se va desfășura campania de alegere a președintelui României. Practic, câți alegători sunt așteptați la urne? De fiecare dată sunt așteptați peste 4.000 de alegători și prezența, în general, cam la fiecare alegere, este peste 50%. La fel a fost și la europarlamentare? Da, la europarlamentare am depășit 50%. Va fi asigurată și paza secțiilor de votare. Bineînțeles că va fi asigurată de către organele de poliție paza secțiilor de votare, se vor face lucrările pe parcursul a 3 zile de către comisia care este deja stabilită și președinții și locțitorii care sunt deja numiți de prefectul județului Cluj și reprezentanții în comisie ale partidelor politice parlamentare. În ce interval orar vor fi deschise urnele? Urnele, ca de fiecare dată, între orele 7 și 21. Comparativ cu alegerile europarlamentare, sunt alegători noi, tineri care au împlinit vârsta de 18 ani? Deci mai sunt și tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și cam ăștia ar fi alegătorii noi. În ceea ce privește schimbare de domiciliu sau din astea nu prea sunt, mai ales că pot să voteze și în alte secții de votare ale altor unități administrative dacă au domiciliu pe Comuna Triteni de Jos. Doar în secțiile din Comuna Triteni de Jos nu pot vota, numai la secția la care este arondat și are domiciliu. Credeți că interesul va fi mai mare acum pentru prezența la urne? De fiecare dată, pentru alegerea președintelui României, interesul cetățenilor este mult mai mare pentru că este un vot direct și interesează și pe ei mult mai mult cine îi reprezintă, cine se ocupă de problemele lor și cine conduce, de fapt, țara. Credeți că vor fi incidente electorale? Consider că nu ar exista motive să existe incidente electorale, datorită faptului că fiecare are posibilitatea să-și prezinte platforma, candidatura, locuri de lipire a afișelor, campania electorală vizuală. Deci sunt asigurate toate condițiile în care să fie eliminate anumite conflicte electorale. Un mesaj în încheiere pentru cei care se vor duce săptămâna viitoare la urne. Le doresc tuturor locuitorilor comunei multă sănătate, să fie o iarnă cât mai blândă pentru noi, să avem cheltuieli cât mai puține la întreținere, la căldură, la apă, la toate cele care le plătim și pe data de 2 noiembrie să se prezinte la urne, să aleagă ceea ce doresc ei pentru președintele României. Vă mulțumim mult! Cu multă plăcere!